Dacă ești investitor degenerat ca și mine în spațiul ăsta super speculativ denumit cripto, probabil că o să vrei să urmărești clipul de azi pentru că e foarte important pentru sănătatea ta mentală. După cum ai văzut în ultima perioadă, am tot stagnat cu prețurile astea și parcă totul este boring. Mai mult pe Bitcoin, iar pe altcoin-uri parcă vedem sângerări masive. Coinul tău preferat probabil că s-a dus încă vreo minus 50% de aici. Este? Este? Recunoaște. Recunoaște. Vrei să pleci din bej, dar te grăbești. Te grăbești să te muți la etajul 2 după aia 4, 8, 16, 22, 48, 69. Toate au legătură, e seria lui Fibonacci. Însă în clipul de azi trebuie să vorbim, deci trebuie să vorbim neapărat despre elefantul din cameră și anume SEC-ul, care vine peste tot spațiul cripto, să-l reglementeze și asta înseamnă că tot cripto se va duce la zero. Este mai bine să ieși fix acum, nu e așa? Așa zic ție băieții la colze de strad în timp ce spargeți bere și beți semințe, nu? Fugi cât mai poți acum, vinde pe minus tot ce ai, măcar mai rămâi cu niște bani. Ce ești fraier? Că merge totul la zero, că vine ăștia peste noi, n -auzi? Și am văzut că... o grămadă de teorii pe internet. SEC vrea să obțină bani de la exchange-uri pentru că lucrează pentru guvern și guvernul nu mai are bani. SEC a așteptat ca Coinbase și Binance să ajungă destul de mari ca să poată da a jos majoritatea spațiului cripto odată cu căderea lor, nu? E și asta o teorie. Sau preferata mea, SEC vrea să bage oameni cu bani mulți în cripto și de-aia a făcut piața să cadă. Dacă tu uiți pe grafice, toată lumea a luat mai jos. Și multe alte teorii conspiraționiste. Însă nu este nicio conspirație la mijloc. Noi Aici, de față, ne așteptam la niște scăderi. Le vorbim de ceva timp. Știm că la 25.000 este un suport major, pe la 23.500 altul, pe la 21.000 și tot așa. Și la 0,1 dolari Bitcoin are un suport major. Și chiar are un gap de umplut. Cine știe, poate ajungem acolo. Ok, dar să ne întoarcem la știri ca să nu deviem, da? Lăsăm partea de sfârșit pentru liniștea ta mentală, dar până atunci trebuie să asculți știrile astea pentru că e important să înveți cum să nu te iei după ele, da? Repetă după mine. Cum, cum să, să nu te, te iei după, după ele, dacă Deci, pe scurt, SC este supărat pe exchangul cript pentru că au furnizat securities clienților. Aceste securities nu au fost clasificate ca atare și astfel exchangurile au evitat taxe, verificări, wash trade-uri, etc. Adică pur și simplu guvernul nu-și mai apartea. Apar De-aia e supărat SEC ul Și am și postat un tweet acum o zi ca să vă liniștesc un pic că văd că sunteți. nu mai puteți, nu mai aveți răbdare. Și anume faptul că sec ul este compromis de foarte mult timp. Și nu știu câți dintre voi ați urmărit cursul de blockchain al lui Gary Gensler, care este cermenul de la SCC de acum, curs predat în 2018 la MIT am mai vorbit pe canal aici, de acum un an și ceva. Am văzut cursul ăla de 3 ori. Are în total parcă vreo 20 de ore de blockchain și cripto și tehnologia asta. Este distribuit pe YouTube de acum 5 ani de zile, moca pentru toată lumea, în care Gary Gensler vorbea despre aceste securities ca nefiind Securities. Și credeți că SEC-ul va veni pur și simplu să zică, da, tu ești security, tu nu ești security, tu ai voie, tu nu ai voie, tu plătești taxe mai mari, tu plătești taxe mai mici. Nu are cum să facă chestia asta și vă explic printr-un motiv foarte, foarte unic care există dinainte să ne naștem noi. Un hedge fund, și am mai vorbit de chestia asta pe canal aici, un hedge fund nu este reglementat SEC. Hedge fundurile sunt niște fonduri de investiții, încă o dată, nereglementate, ale căror investitori au găsit refugiu într-o o jurisdicție mult mai favorabilă. De ce? Pentru că SEC-ul nu le permitea să ruleze intern în SUA ca să poată să facă bani. Așa că investitorii ăștia cu bani mulți, că într-un hedge fund nu intră oricine, nu intri tu sau eu sau bine, poate eu intru, dar tu sigur nu intri. Și ăștia au zis în felul următor, bă, preferăm risc, vrem risc, vrem să facem hedge împotriva devalorizării banilor și a asset din când în când. Gen în bull market, bear market, da? În bull market vindem, în bear market facem hedging, mergem într-o piață, după aia în altă piață, etc. sec nu are cum să reglementeze 20.000 de proiecte cripto. De ce? Pentru că în secunda în care va încerca să le reglementeze, proiectele astea, cel puțin alea majore, își vor schimba pur și simplu jurisdicția. De ce? Pentru că pot. Pentru că investitorii de acolo cu mulți bani au skin in the game și nu-și permit să piardă bani. Așa că a venit Gary Gensler, după ce a zis timp de 5 ani de zile că totul e în regulă și că spațiul ăsta este super inovativ, deodată că nu mai e așa, că ia uite, 60 și ceva de proiecte în cripto care sunt securities. De ce? Că așa am zis noi, pentru că așa s-a scris legea în anii 33. Eh, părerea mea este că va fi nevoie de o nouă lege. Nu se va da probabil acum, așa că ce poate să facă SEC-ul pe termen scurt este să le clasifice. Da, trebuie doar să le clasifice. Să zică, bă, asta e aia, asta e aia, altă. Iar voi, investitorii, decideți ce dracu faceți cu banii voștri. Că n-am cum să reglementez eu din SUA o firmă cu sediu în Palestina sau în Bahama sau în Brașov, România. Așa că spațiul ăsta cripto, din fericire pentru noi, depășește cu mult potența SEC-ului și a lui Gary Gensler să facă ceva ca să reglementeze spațiul ăsta. Pot doar să le clasifice. Dacă citești MICA, care este setul de reguli care va urma să fie implementat în UE pentru cripto. MICA exact asta este. Clasificare. Asta e de aia, asta e de aia asta e de aia altă. Risc minim, risc mediu, risc major, risc extrem de major, gen unde suntem noi. Coinuri, meme coinuri, crypto gaming, metaverse coins, AI coins, etc. Atât pot să facă. Da? Deci pe termen scurt, faptul că au dat în judecată Binance, au dat în judecată Coinbase, care, by the way, Coinbase a facilitat tranzacția guvernului SUA de a scăpa de cei 40.000 de bitcoin pe care i-a achiziționat prin confiscarea de la faza cu Mount Gox, dacă nu mă înșel. Ori Mount Gox, ori Silk Road, nu mai știu. Știu că i-au vândut prin Coinbase. Așa că pe termen scurt nu este altceva decât FAD. Da? Și în momentul ăsta, dacă ne uităm la chart, hai să intrăm și pe chartul, că te văd. Te văd. Bă, chifoi, bă, dar hai, nici și, nu faci și noi bani. Nu faci și noi bani. Îți arăt acum. Îți arăt acum când faci bani. Hai să vedem un pic SPX-ul. Ție -ți pare că SPX-ul ăsta a, a intrat într-un bear market sau de aici continuăm? De aici, gen, cum zice toată lumea, că am venit așa, de aici o să mergem așa. În timp ce dacă ne uităm pe monthly, la MACD, la RSI, la Stochastic RSI, toate indică o fază care duce în sus, da? vedem cum linia albastră ar trebui să meargă în coa, chiar dacă faci o chestie de genul ăsta și după aia în jos. La fel, rsi chiar dacă faci o chestie de asta și după aia în jos. La fel, stochastic rsi care vine aici, pot face o chestie de asta și după aia în jos, da? Toate astea indică că nu mergem în coa. Toate, da? Toate indică că mergem în sus. Cât de în sus, ăsta este scenariul meu. Putem să facem o chestie de genul ăsta, da? Să avem un blow off top. Dacă ne uităm pe aici, uite cum a fost, de exemplu. Putem să vedem divergențe Berish, și uite la RSI aici, de exemplu. Da, Estrasam. Bam, divergență Berish o s-a dus, da? Lower low aici. După aia și a revenit, da? Aici s-a dus la all time high, RSI-ul nu a fost wow, da? Pandemie, da? După aia ne-am dus din nou în sus și vedem cum, față de punctul ăsta de aici, când S&P-ul era la 2800, Versus când a făcut All Time High în 2021 și RSI-ul n-a putut, frate, să meargă. Uite, și aici a fost o divergență bearish, da? De aici prețul s-a dus un pic în sus, RSI-ul s-a dus în jos. N-a putut mai mult RSI-ul. La fel se poate întâmpla și aici. RSI-ul să dea de top aici, după aia să continue, da? stochastic să meargă câteva luni, după aia să ia în jos. Și uite puțin la ce înseamnă pe Stochastic, de exemplu, da? Și cu stochasticul am ajuns nu foarte aproape de zona de oversold. Uite cât a durat, de exemplu, aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, un an și ceva a durat, cât ăsta a rămas sus la oversold și piața pur și simplu nu vrea să facă dump. Da? A crescut de la 2000 la 2800. Mult la sută. O să-i spunem mult la sută. De fapt e 40. Lumea nu crede că putem să facem asta și după aia să mergem în scenariul la apocaliptic de care vorbeam, da? Ei, dacă ne uităm pe Bitcoin, același lucru. Fraților, este foarte, foarte evident, da, ok, de aici, de la 26.600, că a fost la 25.000, iar 400, ceva de genul. Lumea vede să mergem și pe la un 23. Bă, nu mă interesează. Uite puțin la astea cum arată. Uite puțin cum arată, da? Stochasticul este în drum aici. Hai să desenăm. Trebuie să desenăm, da? Deci nici măcar n-a ajuns în zona de oversold. Ce se întâmplă când ajungi în zona de oversold? Păi vedem că poate să stea mult timp. Mult și bine. A ajuns aici, de exemplu, în 2015 pe zona de oversold și Bitcoin s-a dus de la 350 de dolari la 20.000. de mii. a rămas aici. rsi a tot crescut după ce a avut, bineînțeles, intersecția asta și linia asta, mediana asta albastră, s-a deplasat peste asta galbenă până a ajuns la blow-off top. Da? La fel și aici. Noi n-am avut parte de încă de asta. Încă suntem varză, suntem pe linia mediană de dintre asta, dintre oversold și overbought. Suntem boring, da? Și lumea vrea să-mi zică mie de aici că mergem înapoi în jos pentru că X și Y, da? Dar noi știm, ne-am uitat la jocul de lichiditate și știm. Chestiile astea, pe termen scurt, cu Coinbase și cu dat în judecată și cu astea sunt special pentru noi, ca să nu mai intrăm La fel, Vox este mainstream media da? Hai să-i punem Vox mainstream media Pentru mine asta înseamnă Și-au postat un articol uh, Acum este un moment bun să renunți la cripto. Să mori tu! Hai să nu intrăm pe Bitcoin, da? Că Bitcoin și-a făcut numărul și este mult mai stabil da? Deci s-a stabilizat foarte puternic Însă dacă mergem pe Link S-a dus mult mai jos față decât era, da? Dacă mergem pe Eagle, da? Pare că vrea să meargă din nou la acel low de 32 Pare că vrea să spargă și un pic mai jos Deci astea s-au dus dracului și ăștia ne zic, mainstream media ne zice să vindem pe minus. Dacă tu vrei să pui botul la știri de genul ăsta, că au fost dați în judecată, că, aia, că nu știu ce. Și uite la ce mă refer când zic că ne așteptam. Mergem tot pe Twitter la mine, da? Cu în plus de la 1 iunie, China a declarat că dă drumul din nou la tranzacționare cu cripto. Ce s-a întâmplat de fiecare dată când China a dat drumul la tranzacționare cu cripto? A început un bull market. Ultima oară s-a întâmplat în septembrie 2021 și în septembrie, dacă ținem minte, am avut un retracement un retracement. Da, deci vorbeam de chestiile astea dinainte să înceapă luna iunie și ziceam în felul următor. Nu pun botul la chestia asta ca și cum mamă dă China drumul la tranzacționare pe cripto acum deodată. Și deodată o să începem un bull market de la 1 iunie. Tocmai de aia unii în același timp sunt bullish, da? că se mărește debt plus China și Hong Kong și ia uite, dau drumul la tranzacționare cu cripto. Bullish, gata, tu dă s-ar putea să vedem un retracement. Asta îmi spune mie teoria, dacă nu cumva pompăm acum și vedem de 3 după aia. Dar știrea asta deja e mult prea circulată pe tot social media și nu am încredere. Aici vreau să ajung, da? La fel și cu știrea cu Coinbase și cu uh, SEC-ul și cu toată lumea se ceartă cu toată lumea că ba e recesiune, ba nu e recesiune, ba swap și uh, S&P-ul au intrat acum într-un bull market, ba este recesiune declarată în UE. S-a declarat că am intrat în recesiune în UE acum. Nu mai punem botul la știri, da? trebuie să ne urmărim planul nostru, pentru că exact cum era bullish pe tot social media și tot mainstream media, faptul că intră China pe tranzacționare puternică în cripto, pentru mine a însemnat ceva bearish, la fel și SEC-ul acum și cu securities law și cu stai așa că le reglementăm pastea și o să dispară toate. Invers. Răspunsul este invers. Cam atât pe azi, da? Nu uita, jocul de lichiditate. Prinde-ne din urmă dacă ești nou aici. Dă subscribe pe canal și vezi tot jocul ăsta de lichiditate. Tot ce e în playlistul ăla trebuie să vezi. Dacă vrei mai in-depth, ia neapărat e ul meu Nexum și prinde-ne din urmă ca să putem să facem bani, că urmează vremuri mișto. Mișto, da? Stelar toa. Carsonier.